este încadrează perfect în ceea ce spunea și domnul, în profilul de om care îl promova domnul prim-ministru Ponta, care a fost zilele trecute la media Cristine și care vorbea de aranjamente de bani foarte mulți făcuți de unii șefi de pe la societățile de gaz, care sunt și șefii PDL-ului, care se folosesc în campanie. Și cred că sunteți și dumneavoastră convinși, este un om a legii, domnul Ponta, și va face lumină în final în aceste situații. Dar ce m-a frapat cel mai mult de mine, conferința de ieri a UDMR-ului, conferință care din sursele care le-am, era făcut mai mult la insistențele PDL-ului, de fapt. Chiar șefii PDL-ului au aranjat să fie dată publicității și s-a insistat mult. Deci, eu nu cred să se întâmple exact aceleași aranjamente care le denunța premierul Victor Ponta. Deci, și la nivel de media. Dacă folosim în continuare, dacă nici acum nu ne-am dat seama că lumea se schimbă, că România se schimbă, că trebuie să ne schimbăm, că nu mai putem să mergem numai cu hoție și minciună înainte, iar la media, din potrivă, să adâncesc aceste lucruri negative, este foarte grav. Și eu nu cred, referitor la anunțul de ieri că domnul Bodemereu susține la primărie PDL-ul, am înțeles, și pe domnul Neamțu, dacă am înțeles bine, chiar cu promisiunea unui viceprimar, o altă aberație, Boloc, care nu știu câți consilieri o să obții, dar le dai și viceprimar, dai totul, pentru că domnul Tarop are un pat ușor la funcția care are actualmente. Dar eu nu cred că cetățenii din limba maghiară, din media, se mai duc la vot exact așa cum îi se dictează de către un șef, fiindcă se duc la vot în interesul șefului atunci. Adică nu cred, pur și simplu am impresia că i-au jignit acum și au trimis ca pe niște oi, trimis de Baciu la plimbare așa în direcția în care spune Baciu, în cazul acesta e Balagin Baciu, pardon, Baciu UDMR-ului, dar nu știu dacă oamenii știu. Trebuie să a venit timpul să le spunem pe față. Dacă știu că domnul respectiv trimite toți etnicii maghiari la vot pentru un anume candidat care i-a facilitat o funcție de director în RomGaz, la ora actuală. Foarte clar, că discutăm deschis și pe față, care a angajat și piciorul și, mă rog, alte probleme. Dacă continuăm în același stil, exact ce combătea prim-ministrul, noi adâncim tot mai mult. E același lucru ce se întâmplă de ani de zile în gaz și acum trebuie să o discutăm deschis, inclusiv cu ziarele de campanie. Știm bine care ziarul PDL-ului, cel monitor de Mediaș, care scrie numai de PDL și care vedem ca reclamă la ziar este numai sunt societățile din RomGaz. Se continuă pe aceeași linie și se pregătește din timp. Ziarul celălalt, acolo apar sponsorii, cei care beneficiază de contracte de la gaz, la ziarul de nord sau cum e, care pentru celălalt candidat a PDL-ului, pentru Roman, care e tot a PDL-ului, să fie foarte clar. Deci folosim în continuare banii din societăți, banii publici în campanie, ba și mai mult încercăm să prostim o minoritate destul de însemnată din media să meargă la vot într-o direcție greșită pentru interesul șefilor. Până întotdeauna, toate scandalurile și toate discuțiile care au fost între români și maghiari, să spunem, la nivel mare, au fost provocate de către șefi, nu de către populație. Populația nu trebuie să sufere. Dacă exista puțină moralitate și, nu știu, înțelepciune aici la liderii UDMR, trebuie să-i lasă în pace, cetățenii judecă singuri, să aleagă ce vor, să aleagă unde crede că e bine pentru ei, nu pentru șefii lor. Și aici e problema. Iar referitor la ce spunea domnul Moraru, la mita electorală care a început să dea, eu aș atrage atenția, nu, eu vreau să atenționez, nu să atrag atenția, dar lumea să știe că va suferi și cel care primește și cel care dă. Și vom urmări cu atenție acest lucru. S-a terminat, este un caz penal, mita electorală, și se va judeca foarte repede. Noi o să urmărim în continuare, dacă mergem la fel, e o luptă foarte grea. Noi am început să lucrăm corect și cinstit. Avem un om cinstit și corect, exact cum spuneam că e profilul dat și de prim-ministru, dar care, într-adevăr, nu place poate nici la unii oameni de afaceri, că nu și-au pus jucării acolo care să jongleze,
Nu mai vorbesc de cei din gază. Eu, dacă aș fi în gază acum, în trupa celor care au făcut fel și fel de aranjamente, știm, începând de la serviciile de dezvoltare, cu licitațiile, cu toți când bani s-au făcut și în ce direcții s-au dus, știm cu toții. Și o să iese pe față. Știm câte promovări s-au făcut în gază. Numai electoral. Oameni care au intrat în gază de câtva timp și sunt acum pe funcții de director. Clar, vopsiți, portocaliu. Asta nu mai discutăm. Ajungem acum să mințim și o etnie întreagă cu aceeași treabă. Știm cum se fac deplasări nesănătate de acolo, numai pentru cei tot electorat. Dar să ajungi până acum, să, până aici, să primiți o adevărată minoritate la vot, tot în acest interes și tot pentru unele funcții de acolo, e mult prea mult. Cred că ar fi cazul ca mulți dintre acei angajați sau șefi din societățile de gaz, în locul lor mi-aș da demisia de acum. În loc să continuă. Știți, să continuă și la direcțiile de descentralizate, încă să cer cote, domnule. Lucru practicat de ei tot timpul. Bani pentru partid. Au sarcini unii. Să-i meargă să-i verifice pe aia. Să ducă cota la împărăție acolo. Acum, după ce s-a schimbat guvernul, acum nu mai au probleme. Acum accelerează și mai mult. Este ceva ce se întâmplă, nu știu, am ajuns exact într-un stil de la mafiot, care nu știm cum ieșim până la urmă, dar eu sper că va reuși exact ceea ce vrea să facă primul ministru. Că aici nu mai merge cu că nu se mai înțelege nimic. Astea erau lucrurile. Și eu sper că cetățenii maghiari să înțeleagă că nu fac ascultând acest ordin care îl dau ei, decât să îi îmbogățească și să le asigure un bun trai. Șefilor, nu lor, în niciun caz. Ei trebuie să gândească ce este bine pentru oraș și să se ducă în direcția care cred că este bine pentru ei și pentru oraș. În rest, ceilalți de la gaz, eu i-aș face să... De un lucru mi-a dat demisia. Mulți care știu ce au făcut. Acolo nu mai poate promova nimeni. Sunt atâta profesioniști care ar trebui să fie pe alte posturi pe bani. Dar nu mă bag eu. Este bucătăria lor internă. Pe mine mă deranjează faptul că banii se folosesc foarte clar și cu deschisere de oricine în campania electorală. Și nu este corect. Spunea domnul Moraru de tăia de porci anumitul celălalt. Mă gândesc că aveți informații concrete. O să le dăm concrete, că avem și chiar probe și video, atunci o să le prezentăm organelor de cercetare. Dar nu să mai fim pasivi, să ne uităm cum se joacă cu lumea, cu populația orașului pe loc. Deci să preau și eu ideea colegului care vreau să vă pun și eu. Cum de n-ați reușit identificarea? Eu am găsit o serie de copii dispuși să vorbească. Noi n-am reușit să avem proba, dar o să o avem. Acum va trebui, ne obligă să ne facem și niște echipe de urmărire să vedem ce se întâmplă. Efectiv, că nu mai merge. Tocmai deja, suntem la jumătatea campaniei și se vorbește, deși de o parte și de alta, că sunt stimulente, că se dau, că se fac, dar concret nu vine nimeni cu nicio dovadă. Unele cartele până dimineața, cu marfa dusă, cu microfon. Nu, și n-aveți voluntar care să poată firma. Voluntar lucrează altcineva, așa zis, voluntar. Voluntar plătiți. Dar o să avem. Încercăm să... Am crezut că totuși mergem normal și corect, dar văd că nu merg. Fără echipe de intervenție și de urmărire. O să fie.